Angajații Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului vor primi și în acest an, cu ocazia celebrării Sfintei Mari Mucenițe Varvara, adaosuri salariale. Deocamdată însă nu se cunoaște nici valoarea acestora, nici forma sub care vor fi acordate și nici măcar data în care le vor fi înmânate minerilor. Suntem încă în negocieri cu sindicatele, astăzi la două avem iară negocieri cu sindicatele. Probabil se vor prelungi aceste negocieri cu sindicatele până în preajma acordărilor. Printre lucrurile care ar urma să fie corectate în contractul colectiv de muncă se află problemele salariale, cele privitoare la dotarea unităților miniere sau cele referitoare la protecția muncii. Sunt aspecte legate de multe probleme, legate de acordare de prime, de, știți foarte bine, de adaosurile de concediu care au fost limitate, drepturile ale muncitorilor, drepturile ale muncitorilor de suprafață, dotarea minerilor, formele de protecție a lor legate de sănătatea și securitatea în muncă, toate acestea vor fi revizuite în această perioadă pentru ca următorul contract colectiv de muncă să aibă o formă cât mai corectă. În prezent, în cadrul Societății Naționale de Închideri de Mine Valea Jiului, mai activează circa 1700 de angajați.